Pe parcursul primelor 5 luni ale anului curent, pompierii din Nisporeni au participat la 63 de intervenții. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, incendiile s-au micșorat cu 25%, iar numărul intervențiilor s-a majorat cu 42%. Trei incendii s-au produs în comuna Verzerești și câte un incendiu în localitățile Iurceni, Drojdieni, Bursuc, Mărinici, Milești și Șendreni. Pe parcursul anului 2015 până în prezent, Unitatea și Salvatori Pompieri Nisporeni a intervenit la 63 de intervenții, dintre care 10 incendii în sectorul locativ, 26 de deplasări la stingerea gunoiului și a ierbii uscate, 4 tractări auto, 2 deblocări de ușă și restul alte deplasări. Ca urmare a situațiilor de urgență produse în această perioadă, s-au înregistrat pagube în valoare estimativă de 400.000 de lei. Totodată au fost salvate bunuri în valoare de peste 100.000 de lei. Serviciul apărare împotriva incendiilor a secției situații excepționale Nisporeni reamintește cetățenilor respectarea următorilor reguli cu privire la protecția împotriva necurilor. Excludeți scaldatul în locurile neautorizate. Supravegheați permanent copiii, nu admiteți scaldatul în bazine acvatice de unul singur pe timp de noapte și în stare de ebrietate. Din cercetările efectuate, se constată că principalele cauze ale incendiilor au fost încălcarea regulilor de exploatare a sobelor, scurt circuitele, imprudența cu focul deschis, precum și cazuri intenționate de provocare a incendiilor.